Am revenit, doamnelor, domnilor, analizăm în continuare teme importante ale momentului și vorbim în această a doua parte a emisiunii despre conflictul din Ucraina, despre viața politică din România. O să vedem, dacă ne permite timpul, că atât în PNL cât și în PSD se pare că ar fi frământări interne. Vorbim și despre pandemie, dar și despre evenimente importante care se petrec în județul nostru. Le analizăm împreună cu domnul Emilian Frâncu, analist politic. Îi spun bună seara și mulțumesc că a venit să stăm de vorbă în această oră. Bună seara, domnule Frâncu, bine Seara ați venit! română și bună seara tuturor telespectatorilor postului de televiziune VTV. Aș vrea să începem discuția noastră, pentru că este un subiect care a ținut prima pagină a ziarelor și încă mai ține, discursul președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky. În primul rând, care este părerea dumneavoastră? Cum ați văzut toată întâmplarea? Am văzut discursul în L-ați întregime. urmărit, da. Din păcate, am fost tare, tare dezamăgit de faptul că, iată, România a fost prima țară în care discursul președintelui Ucrainei a fost oarecum bruiat, eu cred că fără voie, dar bruiat, preț de aproximativ 2 minute de incompetența oamenilor noștri de la Parlamentul din București. Deci în toate țările, la toate, să zicem așa, marile întâlniri internaționale, a fost o transmisie impecabilă. La noi, în primul minut, nu s-a auzit deloc sonor, adică nu s-auzea ce transmite președintele Ucrainei, iar în al doilea minut nu am avut traducere. Deci, practic, ne uitam și noi frumos acolo la ecranul care era pus acolo în Parlament. Acum, două observații. Primul rând, era firesc ca să ceară ajutorul și al României și al tuturor celor care îl urmăreau, pentru că era o țară în război. Să nu uităm că ucrainienii chiar sufereau teribil zilele alea, descoperiseră gropi comune, masacre, torturi, etc. la Bucea, într-o localitate de lângă Kiev, și erau sub imperiul acestor evenimente. Și era firesc, deci, ca acest discurs să fie unul oarecum emoțional. A făcut, cred eu, o ușoară, nu neapărat gafă, dar poate nu a fost cea mai bună soluție să asemuiască invazia rușilor în Ucraina ca un act de agresiune și suferință pentru poporul ucrainian cu suferința poporului român pe vremea lui Ceaușescu. Ori se știe că Ceaușescu tocmai s-a opus invaziei țărilor din Țărilor. tratatul de la Varșovia, deci implicit a rușilor, în Cehoslovacia. Deci nu era poate cea mai potrivită, să zicem, asemănare. Însă gafele au fost, să zicem așa, trecute în rândul alor noștri. Politicienilor noștri. Da, deci domnul președinte al Senatului României, domnul Câțu, a făcut două gafe, cel puțin eu le-am numărat, poate sunt mai multe, și anume s-a adresat: domnule președinte, domnule prim-ministru, etc., și spune: onorată instanță. Păi, mulți au zis: domnule, poate că simțea ce se va întâmpla în viitor. Deci, justificarea ulterioară, că în sală erau și 2-3 acolo judecători, nu ține, pentru că instanța este o structură care funcționează în cadrul unei instituții din acestea de stabilire a dreptății între două părți. Și, de asemenea, îl invit la microfon pe excelența sa, domnul Marcel Ciolacu. Ori era iarăși o formulă total nepotrivită în acel moment și, vedeți, toate aceste lucruri au stârnit zâmbete, au scăzut puțin impactul emoțional al acelui discurs, în care ni se cerea, printre altele, și să stopăm orice formă de comerț cu Rusia, să nu mai lăsăm în porturile noastre să vină, să zicem, mărfuri care după aceea să ajungă în Rusia. Deci sunt lucruri pe care, într-un fel,
noi le-am înțeles și faptul că două lucruri erau extrem de importante și a fost pentru prima oară abordat oficial un subiect sensibil nouă, și anume situația minorității române din Ucraina. Deci românii din Ucraina știm bine că de câțiva ani buni nu se mai bucură deloc de posibilitatea de a își da copiii la școli românești, deci limba română nu mai este sprijinită de fel. Și acum președintele Ucrainei a recunoscut ajutorul pe care l-a dat în primul rând poporul român, instituțiile românești, țara noastră, și a spus că se angajează ca în momentul când Ucraina va fi liberată de această hoardă rusească să poarte cu cei din conducerea României discuții aplicate pentru a oferi românilor din Ucraina toate avantajele de care se bucură într-un stat democratic o minoritate. Deci e important acest lucru, pentru că, vedeți, oficial nu s-a vorbit despre acest lucru. Acum s-a recunoscut că, într-adevăr, există un mare minus în relațiile bilaterale. Și domnul Ciucă și domnul Ciolacu au vorbit. Cum vi s-a părut? Discursurile în sine, deși, să zicem așa, reci, și spuse cu o tonalitate poate nu cea mai potrivită, dar vedeți, ai noștri nu sunt actori. Președintele Ucrainei la bază a fost actor și normal că poate să trimită mesaje altfel, deci cu empatie, cu tot ce trebuie, dar au fost cuminți, discursuri cuminți, și cred eu că din punctul acesta de vedere ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Din păcate, tehnica ne-a văduvit de un succes așteptat plenar, să zicem așa. Și dacă tot am vorbit de discursul lui Volodymyr Zelensky, este a 41-a zi de conflict, de război în Ucraina, domnule Emilian Frâncu. Dumneavoastră cum vedeți situația? Au șanse aceste tendințe de negocieri de pace? Și în ce condiții vedeți că s-ar putea încheia acest conflict, s-ar putea ajunge la un acord? Da, sunt întrebări binevenite și toți ar trebui să ne gândim cumva și să urmărim cu multă atenție desfășurarea evenimentelor din acest punct de vedere, pentru că până la urmă va trebui cumva să se încheie într-un fel acest conflict. Ce vreau să spun este faptul că, să zicem, s-a remarcat o schimbare majoră de strategie pentru armata rusă, invadatoare. S-au retras din jurul Kievului, au creat deci un inel mult mai larg în jurul Kievului, deci s-au retras și au început să-și concentreze forțele pe susținerea atingerii obiectivelor lor declarate. Ei au declarat că vor Donbasul cu Luganscu și cu Donescu să le consolideze oarecum în arealul influenței rusești și să facă o legătură, asta e foarte important, o legătură pe sol, deci terestră, cu Crimea. Ei, în momentul când Mariupolul, că de acolo e dezastru și au bombardat și au făcut toate eforturile și s-au ajuns acolo la lupte de stradă. Deci din apartament în apartament e structura aceea Azov a partizanilor, între ghilimele, ucrainieni, cu aceleași structuri similare de mercenari ruși și luptele se desfășoară cartier cu cartier, casă cu casă, un război de durată, dar e practic măcel. Deci acolo și oamenii suferă și totul e distrus. Ocuparea însă a Mariupolului generează practic atingerea unui prim obiectiv și anume tot coridorul acela al Mării de Azov și după aceea al Mării Negre vor deveni bună parte rusești. Marea Azov oricum va deveni lac rusesc și așa mai departe. Însă, mai e un al doilea obiectiv, Nicolaevul. Mulți nu realizează că acolo iarăși au început să se dea lupte puternice, pentru că dacă va cădea Nicolaevul, automat Odessa va putea fi atacată din zona de nord-est. Și se poate face juncțiunea și cu trupele din Tiraspol
Și atunci, practic, tot buceagul tătărăz românesc, de fapt, așa va putea fi ocupat rapid de armata rusă, care va ajunge la gurile Dunării. Chiar dacă Odessa în sine, ca oraș port, extrem de bine apărat, așa, nu va fi cucerit, dar restul teritoriului va putea fi alipit acelor zone care sunt sub influența rușilor. Și atunci vor putea să se desfășoare, abia atunci cred eu că se vor putea desfășura ca lumea convorbirile de pace, pentru că până la urmă ucrainienii cred eu că vor dori să elimine acest masacru care le diminuează enorm de mult populația și atâția oameni care suferă și se chinuie și vor dori o perioadă de încetare a focului și atunci, probabil în zona sărbătorilor de Paști sau de 9 mai, când e, să zicem, ziua în care probabil Putin așteaptă un rezultat favorabil, focul va înceta și atunci va putea spune, uite, eu mă retrag pe niște poziții, pe niște aliniamente, dar cu Mariupolul, repet, introdus în zonă ca să existe acea, să zicem, acel coridor terestru și cu Nicolaevul în mâna noastră, deci oricând cu pericol de a veni asupra Odesei. Și e mare păcat, pentru că Odesa, doamna Paraschivescu, e un oraș minunat. E un oraș ca Leningradul, muzeu, un oraș muzeu, extraordinar de frumoase și clădiri și obiective turistice. Ori ca acest oraș să fie distrus de bombe și de, să zicem așa, rachete, ar fi mare păcat. Ar fi o pierdere. În primul rând, pierderea de vieți omenești. Asta ne îndurerează, cum a fost masacrul acela de la Bucea, descoperit și în câte alte locuri poate că au mai fost astfel de situații. Inițial am zis, domne, se pare că s-ar putea să fie niște exagerări, pentru că propagandă, sunt multe exagerări propagandistice, că e stare de război. Dar să nu uităm Katynul. Imediat mi-a venit în minte Katynul. Katynul este o pădure unde au fost îngropați aproape 2000 de ofițeri polonezi la începutul celui de-al doilea război mondial. Și rușii au zis, bă, nu noi, noi n-am avut nicio treabă. Ei, după aceea, până la urmă, Gorbaciov a trebuit să recunoască faptul că floarea armatei poloneze a fost decimată, terminată cu acel glonț în ceafă cu care ei au terminat-o. Deci a fost o crimă împotriva umanității. A invins la Katyn, oamenii s-au predat și tu, în loc să îi tratezi ca prizonier de război, ai omorât pe toți cei care, tinerii aceia de 20, 30, 35 de ani, care și făcuseră o școală și erau elita lor, aristocrația poloneză, și au nimicit-o. Apropo de pericole, s-a tot vorbit în ultimele două săptămâni de acele pastile de iodură de potasiu. S-au produs 30 de milioane de pastiluțe. S-a vorbit că vor fi distribuite prin intermediul medicilor, apoi s-a revenit. Există pericolul nuclear? Dumneavoastră, ca român, v-a fost teamă vreodată? Da. Sincer să fiu, da. Deci dacă exclud război convențional pe teritoriul României, îl exclud. Pentru că rușii, oricât de inconștient ar fi Putin sau generalii lor, își dau seama că un astfel de război nu poate să ducă decât armatele celorlalte state din NATO și așa în Moscova. Și practic va fi o înfrângere probabil catastrofală. Însă m-am gândit, 5% există încă această șansă și este un pericol pentru toată lumea și o să spun imediat și consecințele acestei temeri. Gândește-te cumva că Putin, pus la zid de înfrângeri succesive în teritoriu, neatingerea unor obiective, o încorsetare economică teribilă. Acuzat și de crime de război. Exact, Tribunalul Internațional și așa mai departe. Pus la zid, între ghilimele, să nu aibă un exces din acesta de furie și de nepăsare, să zică, domne, după mine potopul, și să se apese butonul nuclear. În clipa aceea, automat, rachetele cu focoase nucleare ale tuturor statelor, să zicem așa, aliate cu Statele Unite, nu vorbim de NATO. NATO e o structură de apărare.
Dar ale statelor care sunt într-o relație de alianță cu Statele Unite își declanșează și ele arsenalul nuclear și pământul e prăpădit pentru că nu, practic, să zicem așa, lovitura în sine ar fi catastrofală. 2000 de rachete într-o parte, 2000 în cealaltă. Aerul după aceea din jur va deveni practic de nerespirat și ne vom stinge în 2-3 luni complet, doar în buncăre, așa, pe aici, pe acolo, dar cât să stai și în buncăre sau prin Antarctica, va mai exista cumva o urmă de viață la cercetătorii de pe acolo, de prin taberele din Antarctica. Doamne ferește. Mi-a fost, sincer îți spun, puțin teamă atunci când Putin dăduse acel ordin de, să zicem, stare de maximă urgență sau de pericol pentru armata sovietică în zona armelor nucleare. După aceea am văzut că au fost negocieri foarte rapizi și s-a mai liniștit puțin situația, dar încă nu e încheiată. Și atunci consecința, cred eu că va fi aceasta după războiul acesta ruso-ucrainian. Se vor face ani buni negocieri pentru ca să se elimine complet arma nucleară. Pentru că nu se poate ca să trăim în continuare oameni civilizați, oameni în mileniu 3, care tehnologia a ajuns la niște realizări extraordinare și noi să stăm tot timpul cu această teamă că e cineva care își pierde mințile și poate să declanșeze sfârșitul până la urmă al civilizației umane. Povestea cu pastilele, cum o vedeți? E prima oară când, să zicem așa, privesc o decizie a domnului Rafila cu multă rezervă. Mie mi s-a părut că e totuși un ministru al sănătății destul de așezat, competent, ușor, ușor a rezolvat o mulțime de probleme, dar eu cred că s-a grăbit puțin în dorința ca să nu mai fie acuzat de faptul că nu suntem pregătiți să răspundem la o anumită criză, așa, a zis de ce să cumpărăm noi eventuale din străinătate niște pastile cu iod dacă putem să le facem noi la Iași, dacă nu mă înșel, acolo s-au fabricat. De 30 de milioane de pastile e cam multișor și mai ales e foarte greu de dat populației și pericolul e să fie date populației, pentru că așa cum e românul, nu numai românul, orice om, la un moment dat zice, mă, ia să iau eu preventiv și distruge tiroida, îmbolnăvește mult, adică se îmbolnăvesc oamenii numai exact, fără niciun rost. Da, refugiații, o altă temă legată de conflictul din Ucraina, au trecut și prin teritoriul, prin România, mulți au și rămas, aproximativ 600 de mii dintre care aproximativ 6.000 au cerut azil și sunt mult mai mulți care, să zicem, s-au așezat deocamdată. Așa. Au ajuns și pe la noi pe aici prin sub 100 de mii deocamdată, dar care oricând pot să se decidă să rămână și să activeze aici. Noi le-am asigurat locuri de muncă. Eu cred că aici a fost una dintre marile, să zicem așa, satisfacții pe care le-am avut cu toții, pentru că în lume am apărut așa cum e poporul român, ospitalier, prietenos și de data aceasta n-a mai fost nimic, să zicem, aranjat, nimic ordonat, ca să spui, domne, s-a dat un ordin și a trebuit să-l execute. Nu, efectiv, foarte mulți cetățeni au fost acolo alături de acești refugiați, că după aceea au venit și ONG-urile, după aceea au venit și instituțiile statului care s-au aliniat și au făcut totuși ceea ce trebuie, așa încât, practic, atunci când venea un om din acesta care își luase și el bocceluța și ce mai adunase și el din casă și a fugit din calea armatelor rusești, așa, în România deja s-au simțit oarecum, nu poți să spui ca acasă, ca acasă nu e nicăieri, dar s-au simțit, cum să spun eu, băgați în seamă, preluați de niște familii care într-un fel au încercat să le dăruiască puțin afect, puțină iubire de familie și să nu le mai fie chiar atât de greu după plecarea lor. Deci România aici, zic eu că are o mare bilă albă în fața lumii prin modul cum a reacționat și va fi un atu al nostru în viitor în orice discuție. Din păcate, așa, simt că România va pierde și acum șansa, nefăcând nimic pe cale diplomatică,
de a-și pune în valoare și poziția strategică și acest mare, să zicem așa, câștig de imagine pe care l-am avut cu primirea așa cum trebuie a refugiaților. Dau un exemplu. Vă rog. Să ne comparăm puțin cu maghiari, cu unguri, că au avut și ei, acum vreo trei zile au avut... Poți să discutăm dacă... Așa, alegeri. Vreau să spun că diplomația maghiară a reușit să facă vreo 3-4 pași înaintea celei românești și dau numai un exemplu. Au finalizat de curând construirea căii ferate Belgrad-Novi Sad, în Voivodina, unde e o minoritate maghiară consistentă, și prelungită la Budapesta. E, asta leagă deja Ungaria de Serbia și îl face aliat. Așa acolo au fost alegeri și tot, da, Vucic a câștigat tot detașat ca și Orban. E, și ei peste tot deja încearcă să aibă un punct propriu de vedere și de discurs. Deci nu sunt simpli executanți, caută să se bage în seamă și de multe ori reușesc. Acum, bun, există și o tradiție, că nu uităm că și dinainte de anul 1900, baronesele, contesele maghiare se măritau cu bogătași englezi, americani, și așa s-a creat o elită oarecum cu simpatii maghiare, atât în America cât și în Anglia. Și la toate conferințele de pace și așa, s-a simțit acest lucru. Nu era gata, dacă nu era Regina Maria, era gata, și dacă nu făceau ei prostia cu Bela Kun, cu acea revoluție comunistă, între ghilimele, care ne-a permis nouă să ajungem la Budapest, să spunem și noi o pinca pe Parlament, dar dacă nu era Regina Maria să creeze o contra, să zicem așa, contraargumente la propaganda maghiară, noi n-am fi avut recunoscută nici Marea Unire, dar nici unirea noastră cu partea din Banat, pe care până la urmă am luat-o și trebuia poate să o facem toată, sau cu părțile din Maramureș, pe care tot așa le-am putut atunci reîntregi în teritoriul național. Deci ei au aceste aturi și de aceea ne privesc de multe ori de sus. Gândindu-se la ce a fost odată dualismul austro-ungar, faptul că au lobiști extraordinari în lume, în America, în Anglia. Față de politicienii noștri care, din păcate... Să gândesc numai la interesul propriu, din păcate. Puține am avut cu adevărat oameni politici. Eu nu le... Da, de politicieni putem vorbi, dar politician e un termen ușor peiorativ. Om politic, da. Dar nu mai avem oameni politici acum. Acum avem politicieni. Da, ajungem și la clasa politică, dacă ne permite timpul. Vorbim de conflictul acesta din Ucraina și toată lumea vorbește despre asta și se vorbește mai puțin acum, domnul Frâncu, despre pandemie, care încă mai este. Da, ai mare dreptate. Vezi, oamenii acum și-au canalizat atenția înspre război, pentru că e firesc, da, la ușa noastră se desfășoară evenimentele, și-au uitat că totuși în lume există acest mare pericol pentru viața oamenilor și televiziunile n-au mai, să zicem așa, folosit puterea pe care o au ca să transmită numai știri de ăștia catastrofice, de câți morți sunt pe zi, și și-au îndreptat atenția spre alte zone. Dar să nu uităm că există deja valul 6. Noi nici n-am terminat bine valul 5 și iată în China e Shanghai-ul, care are câteva zeci de milioane de locuitori și care e în lockdown, e închis. Și toată regiunea din jurul Shanghai-ului la fel. Ei, la noi în țară, dacă nu mă înșel, de câteva zile bune sunt cam 3.000, între 2.000 și 3.000 de cazuri de oameni îmbolnăviți de COVID. De exemplu, astăzi au fost declarate 3.047 de cazuri de COVID. Ei, într-un fel, e bine că numărul deceselor a scăzut simțitor, pentru că s-a realizat acea protecție de turmă
care într-un fel așa, sau cum da, imunizarea de turmă, exact, care ne-a dat o liniște și datorită faptului că nu mai auzim de decese, acest lucru i-a făcut pe oameni să fie mai puțin atenți. Dar din tot sufletul le spun că am încă prieteni care mi-au spus că și-au pierdut părinții, și-au pierdut apropiații și ar trebui oamenii în continuare să-și ia acele măsuri de protecție necesare. De atunci, acolo unde sunt mulțimi sau mijloacele de transport, să poarte totuși mască și să conștientizeze faptul că în momentul în care nu se simt bine, e important să se ducă la medicul de familie, evident cu o mască pe față, și să vadă. Și că e mult mai bine să aibă un tratament preventiv, dacă e cazul, ca să nu se răspândească cumva. Să nu se răspândească. Și apropo de acest subiect, în Europa și în Marea Britanie sunt foarte multe, 5.000 de cazuri pe zi am citit. Exact. Deja în multe țări au început deja să revină măsurile de restricții. Ar trebui și noi sau la noi vine valul 6, cum au venit de altfel toate valurile, la o jumătate de an după ce s-au încheiat? Cam așa se întâmplă. Eu cred că vom avea bucuria să trăim sărbătorile pascale, atât catolici și peste o săptămână ortodoxi, să le trăim în libertate, deci fără restricții impuse, și apoi să apară poate și la noi anumite măsuri care să îndrume mai mult, că deja eu nu cred că se mai pot impune restricții majore, dar pe aici, pe acolo se poate ajusta puțin starea asta de liniște benefică sufletului omenesc. Eu înțeleg, omul dorește să fie liber, dar e bine să ne păzim. Să fim precauți. Exact. Totuși. Și dacă nu este obligatorie masca, cred că ar trebui să o purtăm, măcar în spațiile aglomerate. În spațiile aglomerate. Este important. Și să terminăm cu subiectele externe, după aia trecem la național și local. Aș vrea să comentăm un pic alegerile care au avut loc în Ungaria și în Serbia. A fost surpriză scorul pe care l-a luat, cel puțin în Ungaria, domnul Orban. Cum vedeți dumneavoastră? Da, la un moment dat și eu am fost așa puțin nedumerit, pentru că toate agențiile de presă străine, da, vezi, din vest, spuneau că sunt alegeri așa care se vor termina până la urmă cu înfrângerea lui Orban, și deodată spre seară au apărut știrile mai aproape de ce s-a întâmplat în final, și anume Victor Orban a scos cu Fidesul lui 53%. Dacă mai punem, mi-am notat eu aici așa, Patria Noastră, care e un partid de extremă, dar tot în sprijinul, de extremă dreaptă, tot în sprijinul Fidesului, el aproape are 60%. Ăștia au luat vreo 7%, 6,24% Patria Noastră, 7 mandate. Deci 135 de locuri Fidesul cu acele 7 au o majoritate zdrobitoare absolută, chiar mai mare decât cea pe care a avut-o până acum înainte de alegeri. Ei, acest lucru ar trebui să dea de gândit totuși occidentalilor, mai ales Uniunii Europene, pentru că nu cred eu că e bine să ia niște măsuri draconice împotriva Ungariei și nici asupra niciunui stat să-i mai impună niște măsuri care să atenteze la suveranitatea națională, la mândria de a fi, nu știu, polonez, maghiar, român, etc. Noi am fost mai concilianți întotdeauna cu astfel de măsuri, mai ascultători, dar nu prea ne-a ajutat acest lucru, din păcate. Noroc acum că suntem totuși în NATO și avem acest scut, nu umbrelă. Umbrelă e ceva care oricând poate fi, să zicem, dat la o parte. Da, un scut e totuși ceva puternic, solid, și acest scut ne ferește de teama de a vedea cumva davai ceas și pe străzile noastre. Pe străzile noastre. Și apropo de ce s-a întâmplat cu Fidesul, am putea face o comparație cu AUR aici la noi în România? N-aș zice, nu am nimic cu AUR, dar iată, eu zic că într-un fel evenimentele din ultimele două luni au stricat puțin marșul ascendent și de victorios al celor de la AUR, care organizau evenimente și foarte bine le exploatau apoi mediatic, și toată lumea avea sentimentul, domne, mergem la AUR că ăștia câștigă în fanfar toate alegerile. Acum deja
trendul e invers. Oamenii au simțit într-adevăr că acolo exista o finanțare rusească, că existau niște exagerări care nu au ce să caute în dialogul politic. Și acum, cel puțin, doamna Șoșoacă s-a făcut de râs. Bun, ea nu e aur, dar e de sorginte aur și mulți o asimilează acestui partid. Au fost și la ei tot felul de discuții interne între actualul președinte, că au fost alegeri, a fost congres, mulți nemai având știri din viața politică națională, așa au uitat că peste tot au fost de fapt niște frământări. Ca începusem puțin să vorbim de PSD. Uh-huh. Aparent liniște, totul frumos. E un partid așa mare, închegat. Așa da, se, da, uite, se acum o săptămână sau 10 zile Viorica Dăncilă, pe care o cam uitasem, așa a anunțat că și-a dat demisia din PSD și împreună cu un grup de membri ai PSD-ului așa a trecut la un partid nou din Cluj numit Noi. Și iată că de acum mai era o dată partidul lui Dragnea desprins de curând, da, și care va avea un mers, zic eu, ascendent în curând. Se va simți puțin prezența lui. Acum n-are de ce, pentru că toată lumea e preocupată de război. Ar fi chiar, cum să spun eu, pierdere de energie. Ilar să discuți de frământările ăștia interne ale partidelor când tu ai problema războiului. Dar Credeți că va atrage după ea, doamna Dăncilă? Nu foarte mult, dar faptul că există alternative și alternative, asta va diminua din forța de impact a PSD-ului, care într-un fel, iată, sondajele îl arată pe la 35%, ceea ce înseamnă că totuși își păstrează acel electorat pe care, da, dar s-a și ocupat cumva prin măsurile sociale pe care le-a propus și au oameni de imagine mult mai buni decât PNL-ul, din păcate, zic eu pentru mine, ca așa, ca om cu orientări în zona se respectivă. Se cunosc orientările, așa, da. Dar nu pot să nu văd că orice măsură care se ia de a crește pensiile, de a se dea vouchere de sociale, de orice tip, apare promovată mai întâi de domnul Marcel Ciolacu, care spune, domnule, ne-am realizat un punct din programul nostru, așa, venea după aceea domnul Câțu și spunea, nu, că nu avem de unde, nu se poate, etc. Un nu nejustificat, doar cu acea sintagmă, nu sunt bani pentru treaba asta. Și orice român se uita la televizor, zicea, bă, ăștia îmi vor binele, ăilalți, să zicem așa, îmi dau palme, nici nu se uită la mine, mă scot din preocupările lor. Și în felul ăsta, într-un fel, mult timp au beneficiat cei de la PSD de această imagine de tătuc, de partid de care are grijă de cetățeni. Dar nu prea au făcut ceva concret ca să zici, bă, asta li se datorează. Dar ei spuneau, anunțau ceea ce se dorește să se facă de guvern și asta m-a uluit pe mine. Mă, tu ai prim-ministru liberal. Guvernul e de sorginte liberală. Doar s-au lipit după aceea cu, să zicem, colegii din PSD. Și tu nu anunți nimic în numele guvernului, pentru că, până la urmă, guvernul e cel care trebuie să își transmită programul, proiectele, etc. Tu lași PSD-ul ca să-și facă în voie propaganda electorală. E, asta a dus, cred, și la căderea domnului Câțu, Vâlceanu nostru, și la lui Vâlceanu, ministru pe fonduri europene. Ei, sunt greșeli strategice. Apropo de căderea lui Florin Câțu, sunteți liberal, domnul Frâncu, cu multă experiență în partidul național. Da, m-am născut liberal. Și voi muri, sper, liberal, cumva, ca și orientare. Dar asta orientare. Este orientarea politică a cuiva sau orientarea psihică. Eu consider că măsurile liberale întotdeauna pot să ajute mult mai mult decât cele care sunt strict de protecție socială. Poți face și implementarea unor măsuri liberale de dezvoltare economică. Dacă nu ai dezvoltare economică, nu ai fondurile necesare pentru ca după aceea să ai grijă de bunicii tăi, de oamenii la nevoie. Dar, vedeți, lumea a perceput, cel puțin în ultimii ani, că liberalismul înseamnă până la urmă desfrâu economic.
Adică, hai să facem orice, dar pentru noi, deci nu pentru cetățean, că până la urmă faci pentru a crea un mediu economic favorabil. E, și au văzut pe mulți lideri liberali care nu puteau lega trei propoziții. E, păi în momentul când tu faci parte din așa zisa elită a societății și tu nu poți să transmiți, să convingi pe cel cu care discuți cu argumente despre ceva, ăla nu mai e liberalism. Da, asta am făcut așa o mică paranteză. Ca să... Cum vedeți tensiunile din Partidul Național Liberal de la centru? Cum... Dramatic. Și cel puțin îmi va rămâne mult, mult timp în minte o scenă care m-a impresionat. Așa cum a fost scena aceea în care Rareș Bogdan spunea, domne, X președinte, domne, ceva comic, cred că nici la circ, dacă voia să facă așa ceva, nu putea. Așa am văzut scena în care pe aceleași trepte unde se lansase echipa câștigătoare cu exact un an mai devreme, singurel, domnul Câțu a venit la partid ca să-și anunțe demisia care i se ceruse, așa, și au fost el cu încă 3 inși, Teodor Stolojan, care era cu cheile, și cu încă 2 inși pe acolo, care era cu cheile de la partid, de atenție, la partid, care a zis, domne, nu pot să nu deschid ușa partidului. Așa? E, și singurel să își pună în fața presei, domne, a trebuit să o depun la secretariat și să-i dau un număr de registrare. E, aceiași oameni care îl adulau și îl susțineau pe el, acum l-au exclus, l-au exmatriculat, între ghilimele, așa, ca pe o măsea stricată. Eu nu-l plâng, că a făcut foarte multe greșeli. Dar, totuși, e o palmă pe imaginea unui partid istoric. Doamna Paraschivescu, nu se poate ca tu, în decurs de un an de zile, să schimbi ca șosetele premierii sau nu premierii, președinții partidului, să dai la ultimii 3 președinți ai partidului, li s-au dat derogări. Adică, în primul rând la Iohannis, după aceea la Câțu, și de 6 luni în partid el a devenit președinte. Și acum la domnul general Ciucă. Ei, e prea mult. Și faptul că tu nu-ți respecti până la urmă statutul și nu ai stabilitate, acest lucru va duce, vrem nu vrem, la o dezorganizare puțin a structurilor PNL din țară. Greu își vor reveni. Eu simt așa că e un moment foarte greu prin care trece PNL-ul, chiar dacă aparent acum toată lumea este de acord ca să fie preluată de un general. Deci să ne uităm că... Da, nu are nimic. Eu, din punctul meu de vedere, poate mă înșel, domnul Ciucă nu poate fi asociat cu... Cu PNL-ul, cu liberalismul. Da, nu, dar adică și discursul. Eu sufăr când îl văd și pe domnul Ciucă cu un limbaj de lemn destul de pronunțat și care nu mă încântă și nu-mi place ca și discurs, repet. Foarte sec discursul. Unde e un Crin Antonescu? Unde e un Vosganian? Unde e Norica Nicola Meleșcanu și toți cei care... Să nu mai vorbim de Chintu, să nu mai vorbim de Câmpeanu. Dacă ducem și mai mult și în istorie, liderii... lista este foarte, foarte mare. Și acum, vorbind și ascultându-vă, vă întreb așa, este oare o strategie gândită de mult timp înainte, apropo de ce se întâmplă cu Partidul Național Liberal, sau nu mai sunt adevărații liberali pe care i-ați, așa cum au fost cei pe care i-ați numit și dumneavoastră? În condițiile astea, PNL-ul poate fi istoria, așa cum a fost cu PNCCD-ul? Da, unii spun într-adevăr că deja se prefigurează un trend descendent. Dar eu nu cred că e bine pentru România ca totuși un partid cu care ne-am mândrit să dispară. Eu nu cred că o să dispară. Eu cred că totuși acum va exista puțină stabilitate, pentru că până la urmă conduce un general. Bun, n-are el discurs, dar e totuși un om așezat, un om despre mai puțin plagiatul, dar despre care nu se pot spune lucruri rele, deci ca zon, asta este. Ei, la un moment dat, eu sunt sigur că în momentul în care vor avea și înțelepciunea de a trece la niște măsuri care cu adevărat să fie simțite de cetățean,
atunci deja oamenii vor cum să spun eu, vor avea acel sentiment că e totuși un partid serios. Pentru că altfel, în momentul când, repet, tu te schimbi și ce spui astăzi, mâine nu mai ai. Eu sunt curios să-l văd pe domnul Rareș. Cum justifică el treaba asta? Pentru că, bun, în exterior am înțeles. Pentru că domnul Câțu, la orice propunere PSD-istă, el venea și spunea, domne, nu se poate. Și crea, deci, un așa zis conflict de imagine între PSD și PNL. Asta a fost o, probabil, nu o rugăminte, o cerere expresă a conducătorilor atât americani și ai UE legat de mersul lucrurilor în România. Ei vor stabilitate aici la contactul cu posibila zonă rusească. Așa, și ca să fie stabilitate, trebuia ca cele două mari forțe politice într-un fel să-și dea mâna și să găsească soluții comune. Ei, domnul Câțu era o piedică zilnică, repet, prin declarații. Și atunci, evident, că domnul Iohannis l-a chemat și i-a spus, bă, potolește-te, omul a continuat și atunci a fost dat la o parte. S-a trezit singur, a venit din America, deja a plecase președinte partid și s-a trezit singur. Acum se spune că va fi lăsat până în octombrie președinte al Senatului, adică până la 1 septembrie, când începe noua sesiune, dar probabil în jurul 15 septembrie, când vor fi stabiliți din nou liderii camerelor, că așa se procedează, el va fi înlocuit și la șefia Senatului cu domnul Ciucă și atunci, atenție, orice se întâmplă, gen prim secretar, să zicem așa, general al NATO, poate să fie președintele României, domnul Iohannis, sau alte, deci automat locul va fi luat tot de un penelist și al doilea om în stat va fi tot un om al armatei. Și dacă ne uităm bine, în ultima perioadă, cel puțin în România, cam toate funcțiile sunt ocupate de oameni, ori din servicii, ori din armată, ori din poliție, chiar și la Vâlcea. Eu m-am mirat așa puțin de acea nominalizare pe care Costi Rădulescu a făcut-o pentru la prefectura. Prefectura. Apropo, a fost o surpriză pentru toată lumea. Toată lumea vorbea despre domnul Voiculeț de la CAS și a doua zi ne-am trezit cu armata în casă. Cu armata în casă. Apropo de asta, a fost ziua prefecturii. Da, au venit. Ați fost la... Nu, că eu n-am fost prefect. Dar ați urmărit evenimentul. Am urmărit evenimentul. Mi s-a spus că a fost o atmosferă frumoasă, a lipsit doamna Anuța Andolescu, ar fi dat o pată de culoare, dar sunt ceva probleme în familie, a lipsit Remus Grigorescu, a lipsit primul prefect, domnul Feroiu, așa, și în rest au fost toți și s-au simțit bine. Și e bine ca, într-un fel, să transmită actualului prefect, să transmită niște învățăminte, niște elemente din experiența lor, că poate va fi mai bine. Da, așteptăm și noi, nu știu, de la domnul prefect mai mult apropo de comunicare și deschidere și ce spuneați și despre politicienii noștri și în special PNL-ul. Apropo de asta, comunicarea organizației județene Vâlcea Partidului Liberal, cum vi se pare? Slăbuță. Deși sunt tineri. Și nouă jurnaliștilor ni se pare... Deși adică au... slăbuță că nu prea este. Poate n-au ce spune, dar eu cred că tocmai au ce spune. Eu ieri și alalteri am fost prin județ. Am avut eu o temă de cercetare științifică, să zicem, cu monumentele eroilor din anumite zone. Ca o completare a proiectului meu la care sunt acum pe final cu Enciclopedia Județului Vâlcea, volumul 3. E, și m-am dus și am stat de vorbă cu oamenii. În fiecare localitate mi s-a spus ceva de interes. Ori un politician, un politic de așa acum, totuși sunt câțiva tineri ambițioși, ar putea să facă lucrul ăsta. Poate chiar domnul subprefect de la PNL, că unul e... Domnul Stănculescu. Stănculescu, exact. Să se ducă, dar să nu facă politica acolo. Pur și simplu să stea cu oamenii de vorbă, cu primarul, cu cine are de să se plângă. Ei, eu nu puteam să stau dacă
culegeam până la urmă o informație acolo și la conferința de presă din săptămâna respectivă o transmiteam. Chiar și numai ca să vadă cetățenii ăia că problema lor e transmisă undeva. Acum nimic, dar nimic. Eu nu l-am mai văzut pe Cristi Buican. E drept că nici la PSD nu e mare asta, dar uite, PSD-ul mie mi-a plăcut. A reînviat acele ședințe de primire de pe vremea domnului Câlea, în care se dau carnete de membru, acelor membri, uh-huh, sunt filmate, se ridică pe YouTube și se dă o atmosferă de sărbătoare acelui moment. Oamenii țin minte, bă, am fost, uite, în data aia și mi-a strâns mâna domnul Rădulescu. Ei, pe vremuri, așa, îmi strângeau mie mâna în anii 2000, 2004, 2008, că așa am făcut PNL-ul să crească de la un 5% la 24% și după la 33%, tocmai prin această permanentă încercare de a mă apropia de oameni și de a transmite apoi prin presă niște soluții posibile, niște dorințe. Ei, din păcate, nu mai avem comunicare de un nivel înalt. Înainte era un cuvânt poate care nu convenea din ce spuneam eu așa, celor de la Consiliul Județean sau de la primărie, automat se făcea o conferință de presă, își spuneau și ei părerile, deci era un dialog din acesta. Nici conferințe de presă nu mai sunt. Păi acum asta suntem în era tehnologiei, mutăm totul din păcate, în online, dar din nu păcate. Este bine, din păcate. Trece timpul foarte repede. Ați sesizat un lucru astăzi înainte să intrăm în direct și aș vrea să-l povestim și să ne oferiți mai multe detalii. E un lucru foarte important. Are legătură cu criza economică din țara noastră. Vorbeați de creșterea ROBOR, domnul Frâncu. Da, din păcate, chiar astăzi Banca Națională a crescut cu 0,5% procentul de, cum să spun eu, de dobândă interbancară, așa, dobânda cheie, așa numită, pe baza căreia se împrumută băncile între ele. Crescând cu 0,5% această dobândă interbancară, automat și băncile vor face în așa fel încât să-și protejeze resursele și automat roborul o să vadă mâine, poimine, o să crească până spre 6%, spun specialiștii, cât de curând. Acum el este 4,6%. Să nu uităm că exact acum un an, am avut curiozitatea să văd, dom'le, acum un an, cât era roborul? Păi acum un an roborul era 1,6% și acum e 4,6%. Deci a crescut de 3 ori aproape. E, nu se poate, deci deja orice credit începe să devină împovărător. Orice credit deja scoate din buzunarul cetățeanului acel mic surplus pe care poate îl avea el așa în mentalul lui ca și rezervă și o să vedeți că ușor, ușor oamenii o să înceapă să își piardă casele, adică elementele cu care au gajat acele credite. E, probabil se va descuraja în acest fel inflația. Acum inflația a ajuns la 8,53%, o inflație mare și se pare că vom ajunge destul de repede, adică pe la mijlocul verii la o inflație de peste 10%, deci cu două cifre. Ei, aia deja, ăla e un moment de răscruce pentru economia unei țări. Pentru că degeaba mărești tu pensiile, să zicem, cu un 8%, 10%, nu poți, cel puțin bunicii noștri, cei care nu mai pot să câștige în plus un al doilea salariu, etc., să trăiască, să-și asigure cumva bătrânețile și e tragic. Acum e o propunere ca să se acorde vouchere de 30 de euro la elevi și 50 de euro la 2 luni pentru alimente. E o soluție. E ceva, dar nu este soluția pe care o avem noi, cred eu, în vedere. Și se mai preconizează să dea 200 de lei ca un fel de adică să se stabilească cu 200 de lei mai mare salariu minim pe economie. Dar porțiunea asta de 200 de lei să nu fie impozabilă, deci patronul să nu mai sufere. Cum la stat salariile sunt mari oricum, faptul că salariul minim pentru patron, el îl poate mări cu 200 de lei liniștit, că el nu mai plătește pentru aia
Da, totuși, scoate din buzunar da, totuși 200 de lei, deci e greu ca patronul în perioada asta de criză, chiar scutit de cele taxe, aproape 45% din valoarea netului este absorbit de taxe. De fapt, a brutului e absorbit de aceste taxe. E, sunt măsuri, încercări de stăvilire a declinului economic al României și în același timp de jugulare cumva a crizei prin care trece fiecare familie de român. Pentru că asta va fi marea problemă în viitor. Nici criza cu pandemia, nici criza cu războiul, că nu o să se apese pe acel buton nuclear care ar putea asta să fie pentru noi. Nu o să vină nicio armată, fiind NATO nu mai vine. Dar va fi această criză a alimentelor. Dacă bunul Dumnezeu nu ne ajută să mai vină niște ploi, să agricultura să poată să își revină, atunci... Da, într-un minut, dacă ne mai permite colegul din regia de emisie, să abordăm un pic, dați-mi un exemplu, eu știu, de un eveniment care v-a atras atenția petrecut în județul nostru. În da, două evenimente scurt, pe scurt. Că... Deci unul este semnarea acelor contracte de proiectare și de execuție cu firma turcească pentru tronsonul 2 al autostrăzii, care ne interesează atât de mult. Tronsonul 1 e aproape gata, deci vom avea o porțiune de 15 km, da, și acum se începe un nou tronson. Ar fi mare lucru ca Râmnicu prin acel drum rapid pe la Țigveni. Ăsta e o altă discuție, dar așa. Cu următoarea. Și a doua este inaugurarea parcului Știrbei Vodă de Mircea Gutău, care totuși aduce orașului încă o oază de verdeață. Da, mulți râmniceni am auzit că au fost și au văzut ce a inaugurat acolo primăria. Vă mulțumesc frumos pentru prezență și eu îți mulțumesc. Vă mai așteptăm la Obiectiv România, domnule Cu mare Franco. Drag. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Să aveți seară frumoasă în continuare. Ne vedem mâine. La revedere! Să ne revedem în pace!